Și atâta timp cât modul ăsta de gândire nu se va schimba, atâta timp vom avea ceea ce avem. Eu personal în Republica Moldova nu văd viitorul. Și voi da și exemple. Dacă la fiecare 100 de metri avem câte o biserică, n-avem un magazin de chimie, n-avem un magazin de radiotehnică. În statul ăsta nu se promovează știința, tehnologiile noi. Se promovează doar, eu nu știu ce se promovează aici. Critica asta, eu nu cred că va aduce vreun beneficiu. Pentru că aici sunt vreo 2-3 oameni, poate, care ascultă întâmplător ceea ce vorbesc eu și nu se uită critic la acest lucru. Eu mă uit la tineretul care stă în jurul, prin parcul acesta. Vă întreb, ce viitor vă vedeți în țara asta? Eu mă uit cum adoptă ei bugetul de stat. La cineva primește câte sute de mii de lei, dar salariul mediu pe Republică este de 1000 de lei la oameni simpli. Indiferent de ce studii are, de ce capacități și de ce merite are față de acest stat. Investiții nule în agricultură, investiții nule în știință. Cu ce se ocupă Academia de Știință? Cu ce se ocupă învățământul? Ce educăm noi? Ce creștem noi? Încotro ne ducem? Bine, vă mulțumesc și poate o reveni tot pe tema aceasta. Vă mulțumesc de atenție.